Subiectul mesajului meu din această dimineață este extinderea iertării. Domnul nostru Iisus Hristos răspunde la o întrebare pusă de Petru, probabil în numele unui grup, ori de ucenici, ori de oameni, știind că Petru e îndrăzneț, îi pune Domnului orice întrebare, îndrăznește să-L întrebe pe Domnul: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Există limită în iertare. Primul nostru instinct este da. Firea noastră spune da, nu poți la nesfârșit să ierți. Domnul nostru însă, Iisus Hristos, îi răspunde imediat lui Petru: eu nu-ți zic de 7 ori, adică un număr limitat, ci de 70 de ori, câte 7, e o expresie care vrea să spună să ierți nelimitat, Petre. Care este argumentul lui Iisus aici? Iertarea nu este o chestiune de calcule, ci de inimă. E o greșeală să cauți limita datoriei. Cel care caută o limită a iertării n-are un spirit iertător în el. Când ai un spirit iertător, nu-ți pui problema limitei. E ca și cum îi spune soție: dragă, ai ajuns la 7. Da? Până aici, înaintăm actele de divorț. Este ca și cum întreb cam cât să-mi iubesc soția și copiii. E fără logică. Asta reglează Hristos în întrebarea lui Petru și vrea în inima noastră astăzi. Noi nu iertăm din datorie, ci din har. Dacă noi iertăm pentru că suntem datori, vom pune limite. Dar dacă înțelegem că Dumnezeu pe noi ne-a iertat fără limite, așa vom ierta și noi pe cei care ne greșesc. Iertarea nu e motivată de datorie, ci de har. De aceea îmi imaginez că Iisus, când a spus pilda robului milostiv, a vrut să-i spună lui Petru: Petre, uite cam cum e cu iertarea asta. E ca într-o împărăție, e ca într-o comunitate. În împărăția aceasta, în comunitatea aceasta, spiritul comunității este iertarea. Nu-l vei mai găsi nicăieri altundeva. Te duci în alte comunități, în grupuri de oameni, știu eu, de instituții, și nu vei găsi iertare. Se lucrează pe datorie. Dar în împărăția lui Dumnezeu, împărăția pe care eu o aduc, nu există limită în iertare. Există condiții ca să primești iertarea. De exemplu, Dumnezeu nu te iartă dacă nu-ți mărturisești păcatul.
Și am observat că în rugăciunile noastre, mai ales cele publice, evităm să spunem numele păcatului, generalizăm și ne-am obișnuit așa să facem și în rugăciunile private. Când sunt rugăciuni comune, ori în grupuri, sau cum se obișnuiește în alte biserici, mai asculți ce spune celălalt. Și ne e frică să ne mărturisim păcatele. Ne-am obișnuit atunci și pe genunchi ne punem sau în intimitate să nu nominalizăm păcatul. Eu nu cred că Dumnezeu ascultă aceste rugăciuni vagi, generale. Doamne, Tu știi că am greșit. Toate le știi. Da, așa e. Dar Dumnezeu așteaptă să spui păcatului pe nume. Nu există eliberare fără mărturisire, fără articularea cu buzele tale a păcatului. Atunci începe eliberarea. E o condiție. Când trebuie să ne iertăm unii pe alții, și aici sunt condiții. Vă dau un exemplu. Iarăși, nu de la mine, de la Domnul nostru, în Luca 17, versetul 3 și 4. E o prescurtare a ideilor din Matei 18. Luca e mai concentrat și spune, sunt cuvintele Domnului, Luca 17 cu 3. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Confruntă-l, adică. Și dacă îi pare rău, iartă-l. E o condiție aici. Tu îl confrunți. El trebuie să recunoască că a greșit, să-și ceară iertare. Și tu ai obligația să-l ierți. Versetul 4. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Mi-amintesc de un caz din România. Pe de o parte drăguț, pe de altă parte sugestiv. Un lucrător îl sună pe un altul care l-a vorbit de rău. Era sfârșitul anului și trebuia să predice și el despre iertare. Anul acesta trebuie să iertăm tot. Și își amintește că e unul care l-a vorbit de rău. Îi dă telefon și îi spune, auzi, eu sunt gata să te ierți. Vino la mine ca să-ți ceri iertare. Dar eu sunt gata să te iert. Probabil că acesta e modelul nostru. Nu e departe de al Scripturii. Însă ce faci dacă celălalt nu vine la tine? Vei lua tu inițiativa să te duci la el? Poți să-ți aduci darul la altar, spune Hristos. Dacă nu ești în păcat cu fratele tău, du-te și împacă-te cu el. Este reciprocitate. A vorbit despre iertare doar într-o singură direcție, incorrect. Dar altceva sublinează Iisus Hristos în pilda acestui rob nemilostiv, ceea ce recunosc că acum, după ani de zile, deși am mai vorbit din mesaj din textul acesta, am făcut analize mai adânci, am vrut să înțeleg totuși Hristos ce vrea să sublinieze neobișnuit. Ceva ce nu este la îndemână, nu-ți vine să faci. Ce este așa de deosebit în pilda aceasta? Poți vorbi despre multe de aici. Suntem campioni în a denatura textul, în a face floricele pe lângă text, adică să predicăm, într-un stil alegoric, de exemplu.
Nu, nu, Hristos întotdeauna, am învățat că întotdeauna când spune o pildă, sublinează un singur adevăr. Un singur lucru vrea să mergi învățat din pilda aceea. Care e acest adevăr? În contextul a ceea ce am spus despre iertare nelimitată, ce vrea totuși Hristos să spună prin pilda aceasta? De ce o adaugă aici? E vorba despre un stăpân care probabil a dat de lucru la mai mulți slujitori. Un fel de patron. El e numit rege, mai încolo numit stăpân. Are subalterni, trebuie să-și facă datoria. După un timp îi trage la socoteală și găsește că unul dintre ei, probabil, spun experții care au luat fiecare cuvânt așa în contextul sociopolitic de atunci, socioeconomic, spun că se este vorba despre faptul că stăpânul a dat cu credit acestor slujitori să investească în diverse afaceri. Unul dintre ei a investit greșit. Probabil că a pierdut foarte mulți bani, întrucât atunci când vine la socoteală, datorează 10.000 de galbeni. Iarăși, experții noștri spun că în vremea aceea 10.000 de galbeni erau în jur de 6 milioane de dolari, probabil azi, era echivalentul a 164.000 de ani de lucru. O datorie imensă. E posibil ca robul acesta să fi făcut o investiție greșită, prostească, era dator peste cap. Și de aceea spune stăpânul, conform legilor din vremea aceea, și de aceea nu cred că pilda e luată din context iudaic, pentru că la evrei nu se vindeau copii și neveste, probabil că era undeva în Asia îndepărtată obiceiul acesta, de acolo a venit pilda, și Iisus ia ideea și spune, uite cât de gravă e situația, ce mare datorie avea respectivul, că trebuia să fie vândut, el, nevasta, copiii lui, tot ce avea, să se plătească datoria. Enormă datorie. Scopul pildei este să-ți arate ceva extravagant. Asta e datoria robului nemilostiv. Când robul este iertat de stăpân, iese afară și îl întâlnește pe un coleg de breaslă, probabil și el un investitor, acesta îi datorează 100 de lei, echivalentul a 10 zile de lucru. Îl direct la beregată, da? E o expresie, oricum în România politicienii o cunosc. Direct la beregată, la gâtul lui, să plătească cei 100 de lei. Diferența e enormă, asta e scopul pildei, să-ți spună, vezi cât ți s-a iertat? Ție. Și tu nu ești în stare să ierți puțin celuilalt. Unui coleg de-al tău. Cei care privesc scena sunt atât de tulburați, văzând cum cineva care a primit milă nu o poate extinde la colegul lui, la fratele lui. Se duc la stăpân și îi povestesc totul. Stăpânul îl cheamă înapoi. Și versetul 33 este cheia pildei. Îi spune, îl numește rob viclean. Da? Viclenia aici se referă la o răutate programată. Eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Versetul 33. Oare nu se cădea? Adică, m-ai văzut pe mine cum te-am iertat, da? N-ai avut cu ce plăti? Te-ai plecat înaintea mea? Mi-ai cerut îngăduință, promițându-mi că îmi vei plăti tot? Absurd! M-ai văzut pe mine cum lucrez? Inima mea te-am iertat de tot ce aveai. Oare nu se cădea?
să-l ierți și tu pe fratele tău. Aici stă totul. Pentru că modelul iertării este dat de stăpân. Este dat de rege, este dat de Dumnezeu, care ție ți-a iertat toate păcatele, multe. Se cade, se așteaptă. E normal în împărăția lui Dumnezeu să extinzi iertarea care ți s-a dat ție. Să o împarți celorlalți. Nu pentru că tu ierți. Noi nu iertăm. E o greșeală să pretinzi că tu ierți păcatele. Dumnezeu iartă păcatele, nu? Noi când iertăm însă greșeala celuilalt, extindem în celălalt iertarea pe care noi am primit-o de la Dumnezeu. O prelungim doar. Asta așteaptă regele. Asta așteaptă stăpânul. Despre asta este vorba aici. Într-un anume sens, această învățătură este radicală. Este radicală pentru că e un etos, e un spirit pe care nu îl găsești numai în împărăția lui Dumnezeu. Cum să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu? Domnia lui, adică împărăția lui, este oriunde Dumnezeu este întronat, recunoscut ca rege. Împărăția lui Dumnezeu de aceea poate fi în inima ta. Pentru că dacă Dumnezeu domnește, își extinde autoritatea în tine, acolo e împărăția lui. Împărăția lui se așteaptă să fie în biserică. Și noi ce facem aici, nu facem competiție de cântări, de predici, de știu, dărnicie chiar, nu? Le faci nu din datorie. Tu extinzi ce ai primit de la Dumnezeu în celălalt. Și asta, vedeți, comunitatea, că tot textul vorbește despre frați, despre cei din interior. Asta este ceea ce câștigă în fața lumii. Pentru că cei care sunt în afară se uită la noi dacă ne onorăm regele, spiritul lui. Ei se uită și spun, ei trebuie să aibă ceva ce nu există în altă parte. Ce anume? Am fost întrebat nu odată dacă un creștin adevărat poate să nu ierte. Și răspunsul meu a fost imediat. Nu există creștin adevărat care să nu poată ierta. Dacă el a înțeles cu adevărat cât i-a iertat Dumnezeu, discrepanța aceasta, diferența aceasta uriașă, n-are cum să nu ierte. Pentru că puterea nu stă în datorie, în el, în noi. Când puterea iertării a intrat în noi, vom ierta fără limite. Cineva a spus așa, pe baza acestei pilde, a fi cerșetor cu Dumnezeu și tiran cu fratele tău arată adâncimea vicleniei. Adică acest rob a fost cerșetor cu Dumnezeu, Doamne, îngăduie-mi, iartă-mi. Și apoi devine tiran cu fratele său. Asta este viclenia, adâncimea răutății. Și de ce regele, stăpânul, îl pedepsește? Pentru că a eșuat în a înțelege iertarea și a extinde această iertare, a prelungi-o în celălalt. Aici e totul, acesta e secretul bisericii.
Gândiți-vă la martiri. Gândiți-vă întâi la Domnul nostru Iisus Hristos. Era pe cruce, da? Vă amintiți? Batjocorit. Strigau la el, coboară-te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Credeți că Iisus se putea coborâ de pe cruce? No problem. De ce nu s-a coborât? Pentru că dragostea nu se salvează pe sine. Dragostea nu se coboară de pe cruce. De acolo cucerește. De acolo dă iertare. Asta șochează, asta este ce nu se face nicăieri, ce nu se găsește absolut nicăieri. Și când nouă ni se cere să iertăm, motivația nu e datoria, ci este harul. De aceea spune Pavel, fraților, iertați-vă unul pe altul așa cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Motivația există. De aceea eu cred că atunci când un creștin are Duhul lui Dumnezeu în el, în mod implicit, puterea iertării intră în el. E adevărat că un creștin se luptă să ierte în sensul extinderii iertării. Că nu-ți vine dintr-o dată să o faci. Dar cu cât înțelege și trăiește el iertarea mai mult, cu atât este gata să o prelungească în celălalt. Numai așa va fi cunoscută iertarea lui Dumnezeu în afară. Noi predicăm, e adevărat, ne dăm silințele, evangelizări, cărți, radio, cântări, toate sunt instrumentare bune. Dar nimic nu poate fi mai eficient decât să faci cunoscută iertarea și mila lui Dumnezeu, extinzând-o, prelungind-o în celălalt. Dacă nu facem așa, spune textul că dacă nu iertăm din toată inima pe fratele nostru, nu se mai ține cont de iertarea pe care ai primit-o în dar. Regele judecă foarte aspru ipocrizia, viclenia. Este exact ce spune Hristos, cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Dacă îi pare rău, iartă. Nu să te porți superior cu el. Am observat și această tendință, chiar și la mine. Aproape că îți place când cineva îți greșește, că l-ai la mână. No, acum îl joci, cam un an așa, îl frigi pe toate părțile. Să se perpelească, să-l vezi cum încearcă. Este așa de imatur. Pentru că tu nu ierți. N-ai înțeles că tu nu poți ierta. Tu doar trebuie să-i arăți, să-i extinzi, să-i dai ceea ce tu ai primit, atâta tot. De aceea, dacă îi pare rău de 7 ori pe zi, auzi, soție, soț, copii, trebuie să-l ierți. Ce înseamnă aceasta? Dacă e să vorbești despre faptul că tu trebuie să ierți, să refuzi răzbunarea, să refuzi să te încarci cu resentimente. Refuzi să cauți căi de răzbunare și cauți căi de reabilitare a relației. Eu aici văd forța iertării. Forța iertării nu înseamnă doar să refuzi să faci ceva, ci să iei inițiativa să-l cucerești pe celălalt prin bunătate,
arătându-i cât de mult ai înțeles tu că te-a iertat Dumnezeu pe tine. Aici e totul. Aici este onorat Dumnezeu. Nu pentru ca să-l umilești pe celălalt, să se fie inhibat ori de câte ori stă în fața ta, că trebuie să-l ierți. Du-te tu la el. Caută-l, ajută-l, întinde-i mâna. Pentru că așa a făcut și Dumnezeu cu tine. Ăsta e singurul motiv. Nu există altul. Firea ta, modele de, știu eu, de altruism, așa, în religii, astea toate sunt simbolice, ajută parțial. Forța stă în extinderea unei trăiri pe care tu ai avut-o în fața lui Dumnezeu. Nu ți se cere să uiți totdeauna totul. Unii uită în timp. De uitat va fi foarte greu să uiți anumite lucruri. Dar chiar dacă nu poți ierta, poți alege să nu-ți amintești. Noi ne facem rău atunci când alegem să ne amintim. Augustin spunea odată că invidia e ca și când bei o travă și vrei ca dușmanul tău să moară. Pentru că invidia este o travă pentru suflet. Câtă vreme o ții în tine, amărăciunea aia, îți face rău ție, în primul rând ție. Și apropo de aceasta, am citit într-o carte a lui Kendall, R.T. Kendall, numită Iertare deplină. Cred că în engleză este Total Forgiveness. La un moment dat el dă un exemplu despre Nelson Mandela, care a fost președintele Africii de Sud. Un negru care a stat 20 ceva de ani în închisoare, bătut, umilit, iese din închisoare, poate mai mulți ani, nu știu exact câți ani a stat în închisoare, dar a primit o felul de întrebări la interviuri și o întrebare persistentă era: cum de a putut în toți acești ani de închisoare să iasă din închisoare fără ură, fără amărăciune, fără resentimente? Pentru că Nelson Mandela, după ce a ieșit din închisoare, a cerut pace, armonie și tot s-a uimit. 20 și ceva de ani să reușești să nu te încarci cu resentimente. Și el a spus, printre altele, amărăciunea te rănește numai pe tine însuți. Când ții amărăciunea pe cineva care ți-a greșit, în primul rând îți face rău ție. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult din interviurile lui a fost altceva. Când a fost întrebat Nelson Mandela cum de și-a biruit aceste resentimente, răspunsul lui a fost așa, vă citez: dacă urăști, le vei da inima și mintea ta. Nu sacrifica niciodată aceste două lucruri. Când urăști, le dai celor care te urăsc, care ți-a făcut rău, le dai inima și mintea ta. La astea două să nu renunți niciodată. Când ierți, trebuie să ierți de plin. Te vei lupta cu uitarea, dar cel puțin nu ești încărcat cu o travă. Iertarea care nu poate fi dovedită este iertarea care n-a fost niciodată cunoscută. Dacă ai cunoscut iertarea, o vei putea dovedi. De aceea cred că un creștin adevărat, care are Duhul lui Dumnezeu în el, iartă.
pentru că El știe că extinde doar ceva ce a primit și El. Nu ține pe nimeni ostatic în frică. Extinde iertarea. Așa cum a făcut Dumnezeu cu tine. Acesta e Dumnezeul nostru. Acesta e spiritul împărăției. Asta trebuie să trăim toți de aici încolo. Dacă nu o facem, Dumnezeu nu ne va ierta. Trăim o autoșelare. Și când dai iertarea prelungind-o, știi că nu tu o faci. Ci este Duhul lui Hristos în tine. Și Dumnezeu atunci primește toată onoarea. Și când îl îmbrățișezi pe cineva și spui că îl ierți și că îl uiți răul, te-ai eliberat pe tine și îl cucerești pe el. Asta schimbă. Asta nu este cea mai puternică forță într-o comunitate, într-o casă, într-o biserică. Ăsta e mediul, etosul împărăției lui Hristos. De aceea, Petre, nu există limită în iertare. Nu ierți pentru că ai datorie. Ierți pentru că e har. Înțeles, Petre? Du-te și spune-le la cei care vor să știe limitele, că nu există. Dimpotrivă, noi extindem iertarea dincolo de așteptări, așa cum Dumnezeu, Stăpânul, a făcut-o cu noi, că ne-a iertat toată datoria și sângele Fiului lui Dumnezeu ne-a spălat toate păcatele. Ne-a eliberat cugetul de faptele moarte. Nimeni, nimic nu poate curăța cugetul nostru. Nici medicamentele, nici drogurile, nici psihologii, nici pastorii, nici preoți. Ci puterea sângelui lui Hristos. Acestui Dumnezeu milos și bun. Să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.